Ba contează, dar doar în anumite situații. Iar la sfârșitul videoului o să vă mai dau un bonus. Și poate nu mai pierd filmarea. Nu am mai rămas de la scurtmetraj. Dacă nu l-ați văzut, link în card. Acum, în momentul de față, pe ecran o să vedeți două poze. Una făcută cu o cameră de 24 de megapixel și una făcută cu o cameră de 16 megapixel. Care vi se pare că arată mai bine? Hai, vă las puțin timp de gândire. Ok, în cazul în care nu v-ați dat seama pentru că poate fi destul de tricky în situația asta, camera A este o cameră de 24 de megapixel și camera B este o cameră de 16 megapixel. Și toată chestia asta este tricky pentru că nu megapixele contează. Probabil vedeți camera A că arată iși, adică e o poză, e o cameră normală, e o poză făcută, arată decent, dar nu foarte spectaculoasă. Pe când poza de la camera B avem și acea profunzime de câmp în spate, e puțin mai blur, așa, arată puțin mai cinematic. Mm. Dar totuși este făcută cu o cameră cu mai I'm putting megapixel. Ăsta este un exemplu bun că nu megapixele contează. Ce a dat diferența asta între poze este obiectivul. Obiectivul face diferență. Eu am mai vorbit într unul din clipurile mele din nou, link în card aici, ceea ce contează și mă rog, vorbeam despre terminologii de fapt în fotografie și în videografie, dar printre alea am ajuns și la chestii care țin de obiective foto. Așadar, obiectivul face diferență. În poza A am folosit un obiectiv care are o diafragmă destul de mică, 3,5 până la 5,6. Este un obiectiv de la 18 la 200 de mm. Așadar, nu vom avea profunzimea de câmp și nici foarte multă lumină în imagine. Imagine. dar pe camera B, camera de 16 megapixeli, am folosit un obiectiv de 16 mm diafragmă 1.4. Pou! Dita mai diafragma! Foarte, foarte deschisă, o profuziune de câmp foarte mică, foarte subțire acolo. Eu mă aflu un focus și tot ce înainte și tot ce după este blurat. Mă rog, astea sunt detalii pe care le-am mai discutat deja oricum, dacă n-ați văzut clip. Nu megapixele fac o imagine să fie visual appealing. Nu megapixele fac o imagine să pară, să arate bine și să fie fine. Asta este încă o chestie pe care trebuie să o luați în calcul în momentul în care cumpărați o cameră, nu vă axați să aveți cât mai mulți megapixeli, ci orientați-vă mai mult spre un obiectiv bun. Puteți avea o cameră de 2000 de lei și un obiectiv de 4000 de lei decât să luați o cameră de 4000, 5000 de lei și un obiectiv de 500 de lei. Totuși, există o situație principală în care megapixeli contează. În situația în care lucrați pentru FBI, vreți să fiți nu știu, sunteți agent secret și vreți să faceți poze sau sunteți paparați și vreți să faceți poze unei vedete și să surprindeți toate detaliile, atunci da, megapixeli contează. Acum o să arunc pe ecran un exemplu în care o să vedeți vedeți exact cum contează megapixel. Am făcut o poză unui bloc de peste o stradă, deci peste un bulevard. De blocul meu este aici, avem un bulevard și un bloc de peste bulevard. Eu am făcut o poză cu un obiectiv de 200 de mm. Nu m-a ajutat să ajung până în punctul ăla, până la blocul respectiv să surprind toate detaliile, dar în schimb camera cu care am făcut poza asta are 24 de megapixel. Și în momentul când am dat zoom, bam, a apărut imaginea asta. Adică pot vedea că băiatul ăla are în mână, chiar au niște copii acolo pe, pe blocul ăla, băiatul ăla are în mână o kendama. Deci ma ajutat, camera și obiectivul m-au ajutat să văd ce aveau ei în mână, deci este incredibil. În situația de față, megapixele contează. O altă situație în care megapixelii mai mulți, într-adevăr, ajută este în momentul în care faci o poză și nu ai făcut o încadrare bună. Și vrei după să faci un crop, să rearanjezi sau să surprinzi, să scoți din poza aia doar o anumită bucățică și totuși să fie clară. Fiecare fotograf are problemele lui. În funcție de fiecare eveniment pot apărea niște probleme, da? Adică, nu știu, poate nu ești destul de aproape de scenă sau poate s-a strecurat cineva în dreptul obiectivului în momentul în care făceau o poză mirilor și tu ca să scoți oamenii din cadru o să trebuie să -ți faci crop pe zona care îți trebuie ție, zona care ne necesită atenție și în momentul ăla da, mai mulți megapixeli te ajută și dacă să vorbim de fotografia cu telefon într-adevăr probabil megapixele sunt ceea ce contează cel mai mult aș putea spune cu toate că nu prea și da și nu. Imediat vă zic de ce. Când vorbim de un telefon nu prea vorbim de obiective, adică nu prea poți spune obiective telefonului. Da, sunt niște cleme mici sau chestii de alea micuțe care fac un macro sau un wide sau ceva. Mai sunt niște obiective de la firma Moment și probabil multe alte feluri de nebunii, dar nici într-un caz nu vorbim despre obiective așa cum punem pe un mirrorless sau pe un DSLR. Așa că în momentul ăla ne bazăm fix pe obiectivul lentila telefonului, care nu sunt grozave. Fac și ele ce pot, într-adevăr, sunt măestrite foarte bine, dar nu dau randamentul pe care îl dă un DSLR, o cameră mirrorless sau o cameră video profesională. De asta mari producători de telefoane au introdus fel și fel de algoritmi în sisteme ca să ți ofere ție posibilitatea să -ți scoți niște poze cât mai calitative și cât mai aproape de aparatele profesionale, cum ar fi modul portret sau de recunoașterea obiectelor sau modul macro sau fel și fel de chestii de astea de inteligență artificială. Toate chestiile astea sunt oferite de producător, de producătorul de soft de telefon și de telefon în sine, de smartphone, pentru ca tu să poți scoate poze mai decente cu telefonul. Dar am observat în ultima vreme o tendință de a băga cât mai mulți megapixeli într-o cameră și cât mai mult zoom și așa. Cât ești tu dispus să plătești pentru ceva ce nu știi cât de des o să folosești. Dar asta rămâne la dumneavoastră. Megapixele contează pe un telefon pentru că majoritatea a pozelor făcute cu telefonul sunt niște poze spontane sau niște amintiri, niște memorii. Și sunt toate șansele că în momentul în care faci niște poze cu telefonul să nu încadrezi cum trebuie, să, pentru că na, ai telefon, dacă, ai, dacă te-ai te -ai fi preceput mai mult la fotografie și ai fost un fotograf profesionist, altfel ai fi încadrat poza și te-ai fi gândit să faci acea poza. Dar ai nevoie de mulți megapixeli pentru că în momentul în care tu faci niște poze, ajungi acasă, te uiți la ca și îți dai seama că bă, n-am încadrat ok, mi se vede grătarul ăla într-un colț acolo sau poate am ținut strâm telefonul sau ceva de genul ăsta. ei hey, și în momentul ăla ai nevoie să re și cu cât reîncadrezi, cu cât ești mai mult, cu atât scad din numărul de pixele cu atât scade numărul de pixele. <laughs> și totuși tu vrei claritate, vrei să ai cât mai multă claritate. De asta majoritatea telefonelor, majoritatea producătorilor de telefoane oferă mult megapixel. Ok, înainte să încheiem, v-am zis că am o surpriză pentru voi, am un bonus la sfârșit. Până acum am filmat video asta într-o rezoluție. Hai să schimb rezoluția videoului ăsta și să vedem ce se întâmplă. Bam, și acum jucăm în altă ligă, avem altă rezoluție. Acum întrebarea mea pentru voi este și bonusul de care vă ziceam. Care a fost înregistrarea Full HD și care a fost înregistrarea 4K? Aveți puțin timp să vă gândiți. Gata? Ok. Până acum, până în momentul în care să schimb rezoluția, am înregistrat 4K. Acum înregistrez Full HD. Simțiți vreo diferență? Eu cel puțin la editare nu am simțit absolut nicio diferență, nu văd nicio diferență în calitate și o să vă zic de ce. Aici nu vorbim neapărat de camere profesionale, da? Camere profesionale care sunt, au acel 4K, nu pe o cu mare camera asta, este un 4K pe 14, 12, 14 sau 16 biți. Adică vorbim, nu știu, de un Red, de un Are Alexa, de o Blackmagic Pocket Cinema Camera. Alea sunt camere care pot registra un 4K real, dar a acele camere trec de multe, multe zeci de milioane. Așadar, pentru content precum fac eu pe YouTube, este necesar să se simte vreo diferență între 4K și Full HD? Nu. Dar apoi intervine și compresia de pe YouTube, care practic oferă aceeași calitate atât pentru 4K cât și pentru Full HD. Apare într-adevăr o diferență în funcție de display pe care o urmărești, dar majoritatea ecranelor de telefoane, de laptopuri, monitoare, care sunt pentru consumatorul de rând, sunt Full HD, dar chiar și pe cele 4K, chiar sunt curios. Dacă vă uitați pe un ecran 4K, lăsați-mi în dacă simțiți vreo diferență. Puteți să-mi pe Instagram un screen și să văd și eu dacă se simte vreo diferență. Așadar, poți foarte bine să înregistrezi Full HD și să faci upscaling la 4K dacă într-adevăr simți nevoie să urci un videoclip 4K pe YouTube, dar vor fi situații în care clienții îți cer un 4K real și atunci da, îți trebuie o cameră care să filmeze 4K real. Așadar, sper că tutorialul ăsta v-a fost de folos. Eu vă mulțumesc tare mult. Sunt Alin Zvâncă. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Ajută extraordinar de mult. Sper că ați văzut scurtmetrajul. sper că ați văzut unboxing-ul. Aveți linkurile în card până acum. Cred că le-am pus deja. Mă înclin în fața voastră ca de obicei și ne vedem de acum în video următor. V-am pupat!